pentru ziua de naștere. Da. Pentru că este așa că cel mai perfect, dragi. Ce mai trebuie? Dacă poziția e super, da? Și mai ales în brațe la tati. Avem o surpriză pregătită cu mare drag și cred că o să ne fac curte să vedem dacă e frumos. Nu știm. Singurile persoane care nu sunt lângă noi sunt mânașii. Sunt plecați peste hotar de ceva vreme și cred că ei sunt cei care vor să fie mai aproape de noi. Este foarte corect. Din partea noastră, doar un sincer și frumos la mulți ani. Ai îndrăgit Elimeara? O lăsăm la noi. Lași? Așa, avem o tortă, da, deosebită, doi anișori. Mama! Așa, baloanele sunt acale. Mulțumim frumos! Iată așa! Cred că șampania lui tati, dacă îl vedeam. Și pentru dumneavoastră, da? Orhideea. Partea noastră cu mare drag. Da, le mulțumim frumos pentru surpriză, într-adevăr, e pe neașteptate, am rămas șocat și așteptăm acasă. Le ducem doar și așteptăm acasă, e cât mai curând. Că, într-adevăr, la serbarea pe ea, trebuie să fii și nănuți. Le mulțumim. Mulțumim frumos, de așa pe cadou, prezență. De mama, da, nu sunt alături, dar... Da? Sufletul meu sunt alături cu darurile. Și așteptăm și le dorim și lor întoarcere cât mai curând acasă. Ce spunem lui mama? Ce spunem lui mama? Uite acolo, că acolo se nevadă mami cu tati, da? Ei sunt departe. Ce le spun? Să vii mai repede acasă. Să vii mai repede acasă. Eu vă iubesc. Eu vă iubesc. Așa, pe zicură, și care. Ele nu sunt până când cu noi, ei sunt mai Valeria. Deci cum nu mai așa, s-au pus și deja dumneavoastră. Da, da. Mulțumim, da? Așa, mulțumesc. Așa, veniți să-ți mulțumesc frumos la mulți ani, da? Pentru micul copil. El e ocupat un pic. Doamne, da, așa, avem câteva dulce din partea din cei ce-o să fie să fie, da? Să vă întâlniți și să ne puteți mai curățe. Să ne recuperați, da? Mulțumim. 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 M